M am fost martoră la ceva ce nu ar fi trebuit să văd. Din motive de discreție, voi adopta numele de Sara pentru această postare. Deși nu prea contează. M-am născut și am crescut într-un mic oraș din Germania, unde anume este irelevant. Sunt convinsă că ceea ce se întâmplă nu se limitează doar la mine sau la țara mea, motiv pentru care am decis să fac această postare. Pentru un anumit context, locuiesc cu bunica mea și cățelul nostru. Locuim într-un mic apartament format din dormitorul bunicii mele, camera mea, un living mai mare, o bucătărie foarte mică și o baie și mai mică. Acest lucru va fi important mai târziu, deoarece voi detalia ce se întâmplă exact. În plus, important de înțeles este că apartamentul nostru este construit cu un sistem de tip hall, în care ai un hol lung și subțire cu interal de la un capăt și baia mică la celălalt patru uși care duc la celelalte camere pe care le-am enumerat anterior. Sufrageria are și o ușă care duce spre un balcon de dimensiuni decente. Balconul poate fi văzut printr-o fereastră triplă foarte mare pe care am instalat-o de curând prin amabilitatea proprietarului nostru. Mai ales noaptea, jumătatea din camera de zi este aruncată într-o umbră albastră închisă amestecată de lumina lunii cât și de noaptea însăși. Este casa în care am crescut, cu o priverește minunată de la fiecare fereastră și doar cu o mână de vecini, cu o moralitate îndoielnică care să mă irite. Am fost fericită aici, până acum exact 2 ani. În urmă cu 2 ani, în iunie 2021, am fost trezită din somnul meu plăcut și adânc când am auzit un zgomot ciudat venit de la fereastra mea. Acum, suntem la al doilea etaj al clădirii noastre și, deși avem un copac în spatele casei, este mult prea departe de orice fereastră pentru a ne deranja. Am fost, din motive evidente, confuză și iritată, dar nu m-am gândit prea mult la început. Cu toate acestea, eu personal mă lupt cu menținerea hidratării la un nivel medical serios, așa că de fiecare dată când mă trezesc, am această dorință nestevilită de a bea niște apă sau un suc de fructe orice pentru a nu mă mai durea stomacul. Simțind din nou durerea, am decis să trec rapid prin holul nostru în bucătărie pentru a-mi pregăti o băutură rapidă înainte de a mă întoarce în pat. Noaptea, holul nostru mă neliniștea întotdeauna. Sigur, aveam un fascicul glorios de lumină care venea de la lampa noastră de pe hol pentru a mă proteja, dar întrerupătorul este literalmente la celălalt capăt al holului. Era ceva ciudat în legătură cu acest hol pe timp de noapte. Nu neapărat întunericul. Din cauza faptului că bunica mea este claustrofobă, lăsăm toate ușile deschise. Mergând pe holul nostru pur și simplu te face să te simți expus. Există o ușă care oferă un colț în spatele căruia să te ascunzi la fiecare doi pași. Curajoasă cum eram, mi-a continuat drumul, ajungând în bucătărie și turnându-mi un pahar de apă rece. Și iar și era acolo zgomotul. Un fel de bătaie... Am vrut să cred că este un animal, poate o pasăre care era interesată de ferestrele noastre. Dar am devenit curioasă. Asta m-a dus la cea mai mare greșeală din viața mea. Am decis să ascult bătăile, încercând să identific originea exactă a zgomotului. Camera de zi. M-a prins rapid luminile de pe hol, apoi am tras cu ochiul în sufragerie, dar pentru ca inima mea aproape să se oprească. Afară, pe balcon, o siluetă înaltă și subțire cu un sâmbet masiv și tulburător mă observa. Stăteam acolo cu capul aplecat într-o parte, ca cel al unui cățeluș, după ce a văzut că l-am observat. Am fost paralizată de frică. Atunci când rânjetul lui s-a murit și s-a lipit în cea de fereastră, făcându-mi mult mai clare mai multe trăsături fizice, părea să aibă o formă umanoidă, având în vedere un trunc subțire, ca al unui om. Avea doi umeri largi și subțiri, care duceau la două brațe extrem de lungi și subțiri. Picioarele sale păreau să reflecte forma brațelor, anormal de lungi și subțiri. Gâtul său părea aproape uman într-un mod tulburător, în timp ce capul său era orice, dar nu era deloc uman. Avea un zâmbet supradimensionat, aproape ca în desene animate, cu dinți masivi, ochi gri cu vene clar vizibile care ieșeau în față și un nas plin de cicatrici care mi-amintea de Chris Walker din Outlast. Privind retrospectiv, nu puteai să mă învinovățești în mod rezonabil că am crezut că doar visam sau că aveam halucinații. Cu toate astea, ceva nu era în regulă. Îmi venea să merg pe calea copilului, să iau cu asalt camera bunicii și să plâng de ciudă pentru un monstru proaspăt descoperit, dar nu am îndrăznit să mă uit în altă parte. Cu puțin curaj, m-am întors în față spre direcția în care se afla camera bunicii mele, apoi m-am întors rapid pe orice ar fi fost acel lucru. Și-a ridicat încet unul dintre brațe, dezvăluind o mână lungă și filiformă, care, sincer, îmi aminteau mai mult de un păianjen decât de un braț uman. Faptul că degetele erau împodobite cu unghii lungi și gălbui nu au ajutat. Și-a ridicat degetul pe geamul de sticlă, bătând de trei ori înainte de a arăta spre mine. Apoi a arătat în direcția camerei bunicii mele și șotind spre mine. Am mai bătut de trei ori, lăsând un fel de noroi negru pe geam, m-am leșinat și am căzut pe podea la scurt timp după aceea. Când m-am trezit, mă aflam la spitalul local, înconjurată de doctori, asistente și bunica mea. Un tub era conectat la brațul meu, pupând încet sânge în penele mele. Am încercat să explic ceea ce se întâmplase, dar doctorii au ignorat rapid, pentru că au zis că era vorba de iluzii și halucinații al unei minți deshidratate. Mi s-au administrat medicamente și mi s-a permis să mă întorc acasă după ce mi s-a pompat suficient lichid. Am fost aproape înclinată să cred explicația doctorului cu privire la ceea ce am văzut, dar când ne-am întors acasă, am văzut că noroiul negru era încă pe geam, exact atunci când am reșinat. Acest lucru m-a făcut să fiu precaută și pe bună dreptate. Nu am uitat niciodată zgomotul bătăilor, o simțeam distinct și amenințător. Mai mult, nu am uitat niciodată cantitatea. A bătut de trei ori, iar prima mea întâlnire cu el a fost acum doi ani. De atunci îl văd în mod constant, cum urmărește într-un fel sau altul. Găsesc urme de gheare pe mobila de lemn la întâmplare. Mi se face pielea de găină la întâmplare, ori de câte ori trec prin sufragerie și mă simt în permanență ca și cum aș fi urmărită de ceva. În ultimii doi ani, acest om noroi, așa cum am ajuns să-i spun, m-a urmărit în moduri în care niciun om nu ar putea să o facă. Găsesc picături mici de noroi negru în dulapul meu și ocazional văd cu coada ochiului o formă asemănătoare cu a lui. Am încercat să fac cercetări despre această entitate, dar tot ce am obținut a fost rezultate pentru Slenderman și Grossman, care este o poveste populară germană despre o figură înaltă și subțire care răpește copiii. Nimeni nu vrea să mă creadă, crezând că am doar o traumă cerebrală sau iluzii nerezolvate de când am leșinat. Nu am cum să aflu ce se întâmplă sau cum să mă apăr și ne apropiem de luna iunie, luna în care l-am văzut pentru prima dată pe omul noroi și mi-e teamă. În ultimele câteva luni am găsit în mod repetat urme adânci de gheare și picături de noroi negru pe ferestră și pe ușa balconului meu. Bunica mea crede că este vorba de un fel de animal. Ea nu crede povestea mea și nici nu se arată interesată de noroi. Dar fiind speriată că este vorba de un hoț, am reușit măcar să o conving să schibe în mod repetat în cuietorile. Nu cred că asta va fi suficient. Mă apropii de a treia bătaie la fereastră. Omul noroi vrea să intre și mă îndoiesc că voi reuși să-l opresc. Îmi petrec această noapte ferindu-mă de împrejurimile mele pentru a scrie acest post. Pentru a vă avertiza pe toți, pentru a vă inspira să vă pregătiți înainte ca el să sosească, și sunt sigură că el o va face, poate nu astăzi sau mâine, dar în cele din urmă el va veni. Îl pot auzi cum zgârie la ușă, cum bate la ferestre. Nu cercetați niciodată, nu lăsați să intre. Pot să-mi iurez noroc pentru tot restul timpului, dar nu cred că va fi de folos. El va fi aici, în curând.